Cu dosarele pregătite din timp și plin de optimism, așa s-au prezentat liberalii giurgiuveni la biroul electoral municipal. Azi a fost ultima zi în care partidele politice, alianțele electorale, minoritățile și candidații independenți au mai putut depune candidaturile pentru alegerile din iunie. Organizația municipală a PNL, condusă de Florian Nicolae, se va prezenta în fața alegătorilor cu candidați din toate domeniile de activitate, oameni bine pregătiți, gata să vină cu proiecte pentru dezvoltarea orașului. Ați depus astăzi dosarele cu candidații la Consiliul Local. Ce le puteți spune giurgiuvenilor despre liste și despre candidați? Suntem o echipă unită, suntem o echipă învingătoare, avem soluții pentru dezvoltarea orașului și pentru creșterea bunăstării oamenilor din orașul nostru. Suntem o echipă care reprezentăm toate zonele orașului Giurgiu. Considerăm că primarul, împreună cu echipa de consilieri din partea Partidului Național Liberal, va fi o echipă câștigătoare. Iată cum arată lista candidaților PNL pentru Consiliul Local. Nicolae Florian, Adrian Anghelescu, Ladislau Pic, Cătălin Funieru, Adelina Sârbu, Mihai Matei, George Țigănilă, Mirela Ciulacu, Alina Meclea, Gheorghe Bușcu, Sorel Micu, Alin Guțu, Gheorghe Spoială, Nicolae Dobrin, Monica Lăceanu, Petre Slăvescu, Florea Trăznea, Gheorghe Vlad, Georgeta Lazăr, Emil Epure și Ioneli Petrescu. Conform calendarului alegerilor locale, candidaturile vor rămâne definitive la data de 4 mai. Campania electorală pentru alegerile locale va începe pe 6 mai și se va încheia pe 4 iunie.